Da, fiindcă i-a făcut pedala, ia să vedem noi acum ce scânteie are. Da? Că la sfârșitul videoului n-am mai avut timp să pui pun, dar vedem acum ce scânteie are, da? Să vede oare. Ia, te coaie ce scânteie are. Mamă! Da, băi, are și scânteie. E CD-ul ăsta care l-am luat nou. Da, mă bucur că are și scânteii. Rămâne să ne auzim într-un nou video sau nu știu cum. Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou video. După cum am spus zilele trecute, o să ne apucăm de dat gaură aici. Să-i facem ceva la pedala asta, să o putem porni. Am dat o gaură cu un burghiu mai mic, după care cu unul mai mare, unul mai mic, unul mai mare. Acum l-am schimbat, pe următorul îi dăm și cu asta la altul, după care o să punem din ce în ce mai mari, pentru a aici într-o asta cam atâtea sunt. O să mai caut eu în altă trusă cu burghii mai mari pe următoarele, dar unde le-am pus nu știu, dar o să le găsesc eu. Ah, da, le-am văzut, nu știu cine știe ce, dar văd că se duce destul de bine în ala acolo. Da, să vedem ce mai găsesc pe acolo. Așadar, să-i dăm bătaie. Dacă tot îl am aici pe poziții, am zis să dau întâi, să-i dau gaură, după aia îl dau jos, să-i polizez un pic astea pe aici, unde au avut sudura aia. Nu a avut sudură mare, cine știe ce. Nu prea mi-n cape acum. Produs un pic. Da, cam atât au intrat. Eu zic că e de ajuns gaură. Nu mai vrea să iasă, băiatul. Dacă înfiletez, după aia dau cu un tarod și înfiletez un șurub. Da? Să înfiletez un șurub mai mare. E să schimbăm acum burghiu, să-l băgăm pe asta mai mare. Nu capica lumea de pedala asta. Nu știu cum să procedez. Deci nu l-am strâns bine. S-a dus chiar bine, nu? S-a dus chiar bine. Aici spănește. Din el. Ia să vedem cât e de lung. Cât e de lungă gaură. Cam atât. Cât ar veni asta? Ia să vedem unde e o ruletă. Doi centimetri și ceva.
2 cm și ceva. Asta e gaura de la asta. O să caut un burghiu mai mare. Dar o să-i dau capacul jos. Dar astea-s de lemn, băi, frate, mi se pare. Asta e de beton. Da, mai am una în căsuță. Da, și o să intru după aia. Dar o să-i caut eu un ceva mai lung. Așa, un prezon. Să-i bag un prezon, după care o să-i bag nu știu ce. O să-i bag tot un capăt de pedală, de ax. Nu? Da. Așadar, aici o să rămână să-i dau capacul jos, o să-l pun la menghină. După care o să-l jumulesc de viu. O să-l jumulesc de viu. Ia să vedem cum ține îmbreiajul ăsta. De. E tare. E tare, n-am ce zice îmbreiajul. Nici așa nu merge. Cred că coșul de meniță. Ia uite-l. Da. Scânteie are. A venit CD-ul. Da, l-am pus aici, l-am atârnat doar de probă. E CD-ul asemănător cu cel de la care mi l-a dat mie băiatul, cel original. Da? Asta e originalul al ei. Și aici mi-a venit și o muzicuță, dar nu se potrivește, e cu totul altceva. Dar dacă se potrivește lamelele, o să o... Da, CD-i, doi timpi de Honda. Da. Unii dintre voi spun că de ce nu-i fac întâi motorul? Cum se fac, frate, motorul dacă eu n-am avut CD-i, n-am avut pentru ce să umblu la el dacă am făcut și eu ce am avut pe aici pe acolo. O să-i dau rezervorul jos, că i-am slăbit pe ulița. Da? Ia. Uite așa. Am scos furtunul. Uite așa. Și rezervorul. Punem aici, facem colecții. Pe ulița o să o punem aici. La loc. Să nu o pierdem. Și ăsta e tot motorașul lui. Tot motorașul lui, băi băiatule. Nu înțeleg aici. Văd aici un fir verde, unul roșu. Da? Aici, bineînțeles, un papuc. O mufă. Da? Ce vine aici, băi băieți? Baterii? Ce vine aici? Văd că aici nu e nimic. Aici e uleiul. Ulei verde, e în bidon. Da? Am scos din m-am uitat. La ulei. E uloi verde. Da? Se vede, da? Se vede, nu se vede? Unul a zis că se vede, unul a zis că nu se vede. Ia uite. E bidonul aproape până aici. Până aici, da, unde se vede. Până aici, da? Ăsta e plutitor, indică uleiul. Ce face, nu știu. Dar am început eu să citesc câteva din mesaje. Ei se bagă ulei de transmisie și aici ulei de amestec. Da? M-am uitat, ăsta duce la undeva aici. La... Așa? E cam așa aici, că trebuie să-i fac pedala asta.
Ce o să-i fac? Dumnezeu o vedea. Cred că trecem undeva pe rapid, da? Că durează. E migăleală până îi dau toată gura asta de sudură ce a fost dată pe margine. Un pospai. Se opolizez ca să pot să scot axul pe partea aialaltă, că o să dau capacul jos. Așadar, ne auzim pe rapid, cred. Am terminat eu cu asta. Trebuie un pic șters asta de vitezometru. Așa. I-am scos eu și astea. Am scos toate șuruburile, cred că da. Hai să scoatem mai asta afară, capacul. I-am scos toate. Parcă da. Hai de mine iar o curs. Olei. E ulei? Ce-i asta? Asta e anticier? Sau e ulei? Am ajuns la ax. Și am ajuns la ax. Acum să-i dăm axul afară, nu? Cum? Haideți să-i dăm. Nu merge ăsta dat afară, bă, băiatule, că ăsta trebuie polizat întâi. Mergem la menghina. Are un pospai mic de sudură. Ia să încerc eu să-i dau asta afară, să vedem ce e aici. E garnitură. Nu e garnitură, ce e semerin. Pirurment. Sau mai bine, nu? Sau mai bine, nu? Semering. Semering sau rulment? Nu știu. Hai să mergem la menghina. După ce am polizat eu ăsta, vreau să încerc să îi dau ăsta jos. Și este foarte, 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 foarte ușor. Și am ieșit. Și am ieșit afară.
Totuși aici ce are? Are rulment? Nu cred. Are un semiring foarte, foarte șmecher. În rest. Ia uitați-vă și pe leaua. Ia uitați-vă și pe leaua. Un ax. Un ax. Foarte încăpățânat și foarte șmecher. Care a fost retezat. Și acum urmează să-i facem noi o găurică. Urmează să-i facem noi o găurică aici, exact pe centru. Haide, haide, tu vezi că-i gripat motorul, vezi că-i aia, vezi că-i aia, dar ce că fă motorul, lasă roțele și cu ăla. Eu, ce să zic, decât că trebuia să-i fac aici, e schebeșele astea, e schebeșele astea. Și trebuie să ai timp, că aici e migală și trebuie să faci ca lumea, nu dai oricum așa, răbi una, două, hai să-i dau gaură. Știi ce zic? Știi ce zic? Și asta trebuie să umblăm un pic la gaură, să o fixăm exact pe centru. Chiar să mai rupem din partea aia, că ce am făcut eu acolo nu prea a fost ok. Să vedem noi acum. Hai, mă! Na! Na că te-ai rupt! Na că te-ai rupt! Na că te-ai rupt! Na că te-ai rupt! Ce de capul tău? Ce de capul tău? Joacă tananici. Ce ziceți, mă, prieteni, pe mijloc ăsta? Îi pe mijloc, îi pe mijloc, îi pe mijloc. Acum trebuie să caut eu burghiu mai mare. Să vă arăt sudura de la brațul care a fost, uitați ce găinaț a avut. A? Nici măcar n-a prins, frate, nimic. Nici măcar ceva și el să... N-a avut treabă cu sudura omul. Aici, ce cucărează. A avut o pedală vai de capul ei. Da. Da. Treaba e nasoală. De acum începe distracția. Da. Așa. Și ia să vedem cu burghiul ăsta mai mare.
că s-o dăm dreaptă, nu? Super șmecher. Mai dau o gaură cu încă unul. Și doar burghiile erau aici pe masă. La chiură. Aici la chiură. Nu știu masă, că am făcut cu ele. Nu le-am mai băgat la rucă. Pe asemănător. Da. Unde e aia care-mi zis eu că-i dilem? Unde e aia care-mi zis eu că-i dilem? Alea dilemnă să... Unde e? Băi, dar e cam mare de-o dată asta. Cred că o să-l luăm pe ăsta întâi. Da. Ia să vedem. E cam mare. E cam mare, că rupi nasol. Nu e bine. Hai, mă. Doar merge. Merge de bani. Și merge. Merge de la banit. Și acum zici că să-l băgăm pe ăsta mare. Vă întrebați unde vreau să ajung. Aici. Aici. Aici am vrut să ajung. Aici am vrut să ajung. Aici am vrut să ajung. Da, gaura asta. El e pe centru,
E pe centru, dar aici e polizat altfel, de asta se vede ca și cum n-ar fi pe centru. De acum o să-i facem noi felul. Am eu pe unde să-i bag umplutura aici. Da. Da, 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 da. Așa. Da. Cu un șurub mai mare și mai lung. După care o să-i băgăm sudură și aici unde i-am făcut aceste fante, da? Și după care încărcăm toată crestătura asta ce am polizat eu aici, bineînțeles și la capătul altul, o să rămână un V. Și aici o să o umplem și aici și aici și cu șurub pe mijloc, eu zic că n-are cum să se mai rupă și o să polizăm după final. Nu? Da, ne auzim. Mă, prietenia, am băgat și capătul ăla fiind cel din pedală. Acum ziceam să-i dau eu definitiv, cu o tamă aici. Și văd că procedăm cu ce puțin. Asta e. Am ajuns la capăt. Atunci am dat acolo electrozii. I-am dat jos.
Am zis să măsor un pic să vedem cât avem aici. E destul. E destul pentru... Ia zi. Ce vorbești, bă, băiatul? Unde-i axul? Unde l-am pus axul? Un ax am dat mai mult. Asta atât. Ajunge. Acum să vedem ce-i bag eu aici. Ceva tare. Un șurub? Nu. Nu e bun șurubul ăsta. Îl bag așa. Așa. Și capul ăsta să-l bag acolo. Să-i bag sudură la greu. Un șurubul ăsta. Posibil să pocnească de aici, de unde-i terminat filetul. Și apoi n-am făcut nimic. Mai degrabă un burghiu poate, sau nu, burghiu pocnește. Da. Făcut eu în felul următor. Am introdus eu aici șurubul ăsta tăiată și polizată. A intrat bine. Aproape forțat și din coace tot la fie. Și urmează nu știu cât de bine se vede acum să-l umplem, dar mai înainte să-i fac și la ăsta un canal de unde să introduc sudură ca la ăsta, la altul de altfel, da? Se vede, da? După aia umplem cu sudură vâul ăsta tot de aici. Poate ține, totuși. Ce să zic? Dacă nu ține, ai. Cred eu că e de ajuns. Să vedem ce-i fac eu acum. Ce-i fac eu acum la ăsta. La ăsta micu și îndesatul. Că ăsta îmi dă bătaie de cap. S-a răcit? Nu s-a răcit? S-a răcit? Nu s-a răcit? S-a răcit. Așa. Da. În cruce așa îi le dau. Sau așa. Bine așa oare? Dacă i-am introdus acolo sudură, ca lumea, eu zic că... Îl pup pe ursul. Da. Da. Să le pun eu aici. Să le pregătesc de sudură. Da. Eu că am terminat, dar nu l-am terminat pentru că mai avea ceva cu alea și nu-mi plăcea mie deloc cum am intrat cu ăla.
acum sper să fim gata. Ei, la munca care am tras-o la el, sper să-și mă țină. Da? Sper să-și mă țină, că dacă nu, îi fac urât. Îi fac urât. De facă eu. De facă... De... Unde-i vaselina? Vaselina. Pune-mi niște vaselină, că asta e mai rezistentă. Vaselină roșie. Punem vaselină roșie. Îi punem o vaselină roșie. Așa. Te-ai făcut bobiță. O băgăm Henders. O băgăm Henders. Da. Da. Hai bobiță! Prietenii mei, prietenii mei, aveam harcul ăla. Unde e harcul? Aveam și harcul aici. Acum e... Sper să nu pierd plasie merim pe aici, dar nu are ce. Nu are ce, că intră prea bine. Să vedem dacă învârte bine. Părea mie că nu prea învârtea el bine, da. Da, e altceva, altceva, altceva. E bine că, e bine când e bine. Harcul e în cutie acolo. Să vedem ce mai rămâne. Uitați pinionul de la ăla, e super șmecher. Nu e olărit deloc. Unde-i? Pinionul de la kilometraj, de la vitezometru. E în stare excepțională. De altfel, toate am văzut că sunt super șmecher acolo. O să... Radio și garnitura asta, doar aici a mai rămas de ras. Așa. Super mai afară. Aici a pus băiatul ăsta când a sudat el acolo, a făcut el să facă nu știu ce minuni. Ceea ce nu i-a reușit, a zis că am sudat-o, am pornit-o, urma să îi mai reglez un pic accelerația, ăla, cum îi zice, să reglez carburatorul. Și când am mai dat vreo două pedale, pac, o pun, s-o hau. Ei, zic las că dacă asta și atât e. Așa, ne vedem. I-am introdus și arcul la loc. Asta e de revenirea pedalii, oare? Cred că da. Nu? Cred că da. Da. Băi, sper să țin acum. Dacă nu ține, aia e. Ne vedem după ce o punem. Să căutăm să o așezăm acolo, nu? Da! Ridic capul tău, Măreni. Ridic capul tău, Măreni. Asta trebuie și ea, frate, centrat acolo, trebuie și asta. Nu are cum să intre așa. Nici nu are cum. Da. Cum vine fratele meu cu ăsta aici?
Cum vine fratele meu cu ăsta? N-ai cum. N-ai cum Mariani să știi, de unde să știi. Ia mă, motorul în vârte, mă. Vedeți voi? Motorul învârte. Și are o compresie, dacă îi bag degetul acolo, abia merge. Da, băi. Cam așa procedează, băi. Da, băi. Asta nu e bine pus pedala asta. Asta e invers trebuie pus. Nu e bună pedala asta. Nu e bună pedala asta. Ia să vedem noi cum facem acum cu asta. Vreau să pun de probă, să vedem dacă o să-i dau la pedala. Cred că nici nu mai vede nimic. Ne, te intră ca pe acolo. Intră ca pe acolo. Se băgând două cuvânturi, trei. Care e mai lungă? Unde ești? Scurt, grea, scurt, grea. Ha, schimbă cheia. Schimbă cheia, Maria. Ce-am făcut? Bă, dacă nu mai văd, nu mai văd nimic. Și nu e bun treaba asta așa cu filmatul și cu făcutul motorului. Că tot să prezint, văd numai sfârșitul. Eu trebuie să fiu atent și cu filmarea și cu aia. Nu prea e treaba bună. Să filmez, să fiu acolo, să fiu atent, să aia. Cu gândul la filmare, mi-am tăiat un pic aici, am băgat mâna iore, zice, un... Mergi să-i pun așa în două șuruburi ale? Sau să-i mai pun un scurcul așa? Hai de la slic! Mai pun un scurcul așa jos, că aici împinge în capac. După aia.
Ce? Trambălău? Trambălău? Unii așteaptă video lucrat, făcut, elegant, cu diar, cu diar. Nu, frate, n-am eu timp liber. Este. Ia, să vedem. Se bag goarea asta aici? Da. Repetă, repetă. Schimbă cheia. Schimbă cheia. Bă, dar cât fii atent, frate, cât timp îți ia panala mai viață. Asta trebuie strâns, că dacă nu, nu ai făcut nimic. Ia zi. Dar cu papucul nu cred că fac nimica. Ce pedal e asta, frate? Cum a pus eu pe asta? Pe bune? Mă, când apes pe ea, duce motorul la balii. Ia stai așa, mă, pun timpul la loc aici. Dar de ce? Întâi trebuia băgată pedala, băi, Vasilica. Vezi, vezi. Băgat în viteză. Cum am băgat-o, frate? Hai de capul meu. Da, mă, prieteni. Ei, era în viteză. Eram de pierdut și nu mergea. Când dădeam, mă subducea în față. Ia. Ia uite, băi. Ia uite, băi. Cam nimerit-o, băi. Ia uite, băi, cam nimerit-o. Mamă, ce compresie. Eu nu pot să o dai cu mână. Da, băi. Miroase a gaze. O pornit. Hai de capul meu. Ia uite. Ce compresie are, frate, asta. De-a gâție. Da, băi, și asta trebuia băgat întâi pedala și după aia pedala de frână și după aia pedala de asta. Bine, dar oricum n-am băgat-o de tot. Dar mă bucur că am făcut axul. Și ține belea. Cred eu că ține belea. Cred eu că ține belea. Da. Și compresie are. Ai de capul meu. Ai de capul meu, bobiț. Ai de capul meu, bobiț. Vedea. Cu chișor. Eha! Ia-uzi. Ia uzi, bă, că o pornit. Bă, dacă asta nu pornit să fiu al naibii. Bă, dacă nu pornit să fiu al naibii, că nici nu are benzină. O fi avut în carburator? Nu se pornească, nu pornit. Și arcul ăla nu l-am pus bine acolo. Nu-i revine pedala. Ca lumea. Da, aici trebuie făcut o pedală ca lumea. Ce e asta, frate, aici, panorama asta?
Da. Cam asta e cu acest material din seara asta. Altul mai bun am. Dacă v-a plăcut acest episod, lăsați un like. Am că am făcut-o bine. Am sudat-o, i-am făcut axul minuni. Minuni l-am făcut. Minuni să mă... Ia să mai pornim o dată, mă, poate pornește totuși. Poate asta merge fără benzină, nu? Ia, poate o scăpi partea lor. Ia uzi, mă. Băi, a pornit, mă. Băi, a pornit, mă. Da. Ia uzi, lucrează axul ăla. Băi, voi ce spuneți? Ce-o avut aici? V-a avut baterie? Eu nu văd electromotor. Ce combinația asta? Pentru ce a fost cutia asta aici? Care mai avut, mă, băieți, din asta? Tigai din asta, care au avut? Da? Care au avut? Pompa de apă cu alea? Așa. Rămâne să dau ăsta jos. M-a dus să caut cablu, acum de ambreiaj, că... Nu mi-au venit, nu au luat comandă de ambreiaj, de cablu de ambreiaj. Mi-au venit numai cei de eu ăsta, care l-am pus eu așa acolo. L-am agățat. De acum să vedem într-un nou episod cu scânteii, cu... Punem o leacă de benzină, să vedem cum pornește. Fiindcă i-a făcut asta, da? Cum i-a făcut drăg? Aici panorama, aici. Nu, no, trebuie să-i caut o pedală. Trebuie să-i caut o pedală neapărat. O pedală. Care aveți o pedală, mă, băieți? Dați-mi o pedală de cross de asta. Care aveți o pedală de cross? Făceți-vă în el de... Marian Andrei de la Tecuci. O pedală de asta. Nu? O pedală îmi trebuie. În rest, mi-ar mai trebui o cameră pe față. O cameră pe față. Cât o fi asta? 20 de lei. Să caut și o cameră de... Uite, băi, are claxon! Acum l-am văzut. Uite acolo. Are claxon asta, băi, pentru că are semnalizări. Uite. Congo, mode. Pac, 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 pac. Da, băi. Da, băi, băieți. Asta e treaba cu... cu tigaia asta. Tigaia asta, băi, arată bine rău tare din față, așa, și ea, nu e cine știe, ci, chiar dacă e un tip mai vechi, dar nu e cine știe, ci, dar eu zic că banii care am dat pe ea îi merită cu deplin, nu? Mă bucur că am sudat ăsta, l-am făcut, acum rămâne să ne ocupăm de motor, instalațiile la locul toate, văd. Asta trebuie să o bag aici la loc, pe asta, dar să vedem întâi dacă are scriptie, dacă are... Curățăm alea carburatorul într-un nou episod. N-am umblat deloc la ea pentru că nu am avut timp. Am mai fost cu dare să picăm pe ea. Ce piston mare are. Ia, ce are? Curat înăuntru. Curățic. E curățică foc. Băi, îi pun și aia la loc aici la ambreiaj. Îi montăm acolo toate înăuntru. Îi pun silicon aici, că n-am altceva să îi pun deocamdată. Garnitură. Doar să-i fac din clingherită eu? Cred că da. Am clingherită care am cumpărat-o. O să-i fac, cred că, o garnitură cap-coadă. Nu? Da, îi fac eu din clingherită. M-a dus să mai iau o bucată, mai lată. Așa, să fac o garnitură. Terminasem eu video și nu eram eu mulțumit de el. Și am zis că la început aș putea să pun eu sfârșitul cu adevărat sfârșit. Nu n-am stat eu pe gânduri mult și am scos bujeia să văd, parcă totuși mi-a dat mie un rateu.
Zic să văd dacă are scânteie. Și ia uite, frate. Ia uite, frate. Uite, frate, scânteie. Na. Uite, scânteie, na. Care și scânteie. Păi, băiatule, băi. Deci, vă las cu bine, vizionarii, plăcut în continuare. Ăsta trebuia să fie sfârșitul, dar a fost începutul. Salutare!